Primarul Comunei Zvinița din județul Mehedinți, Nicolae Curici, a semnat pe data de 15 august 2023 un acord de parteneriat de colaborare cu o provincie din China, în domeniul agriculturii, a cultivării smochinelor și curmalului chinezesc. Astfel, invitații la Congresul Internațional al Curmalului Chinezesc au făcut o vizită în Comuna Zvinița. Primar, bine te-am găsit, bine l-am găsit, ce bunătate! Doamne ajută, uite aici este sacoșa Congresului și ceea ce e foarte important, în, aici este lucrarea de toate lucrările de care au fost prezentate și, bineînțeles, Primăria Zvinița, cel mai important sponsor. Aici au un frizant special, un efervescent special. Așa. So, două din astea. Noi vă mulțumim. Domnul profesor Liu Menjun este organizator. Welcome. Comuna Zvinița este cunoscută pentru frumusețea sa extraordinară, fiind așezată într-un cadru natural de vis. Primarul Nicolae Curici, de-a lungul timpului, a creat acorduri și parteneriate cu multe comunități, printre care frații sârbi, cu cehii, și iată că acum a fost semnat un parteneriat de colaborare cu o provincie tocmai din China. Astfel, invitații la Congresul Internațional al Curmalului Chinezesc au făcut o vizită în Comuna Zvinița, acolo unde au fost primiți, așa cum se cuvine, de primarul comunei, cu produse tradiționale specifice zonei, printre care pălinca și dulceața de smochine. Pentru primarul Comunei Zvinița, Nicolae Curici, a fost o adevărată onoare să-i primească pe oaspeții veniți tocmai din China. Este o mare onoare și bucurie ca astăzi dumneavoastră să fiți oaspeții noștri. It's a great honor and joy to have you as dear guest here. Și o dată vă zic, bine ați venit în Comuna Zvinița. Welcome in Zvinița, Bibici. Comuna Zvinița este așezată în sud-vestul României și vestul extrem al județului Mehedinți. Zvinița is located in southwestern part of Romania, in the west, extreme west of Mehedinți County. Dar cel mai important lucru este că face parte din frumoasa zona frisurii Dunării. But what is the most important, it takes part of the beautiful area of Danube Gorge. Este așezată chiar în mijlocul frisurii Dunării, dumneavoastră ați văzut jumătate din ea. Is located in the middle of the Danube Gorge, you have visited half of this, the, let's say, the down part. Și frisura Dunării este una dintre cele mai frumoase zone din lume. And this Danube Gorge is certainly one of the most beautiful places in the world. Aici Dunărea a despărțit munții Carpați de munții Balcani și a creat niște peisaje parte desprinse din Balcani. Principalul scop al acestui acord este acela de a se susține și promova reciproc cele două comunități, atât cea din Zvinița, cât și cea din China, din provincia Sichuan. Astfel, invitații la Congresul Internațional al Curmalului Chinezesc au fost plăcut impresionați de ceea ce au găsit la Zvinița, cât și de smochinele din zonă, în provincia din China, fiind crescut cu precădere curmalul chinezesc sau jujube. Datorită unui primar gospodar, Comuna Zvinița a reușit să creeze acorduri de prietenie și colaborare cu foarte multe comunități, toate fiind atât în beneficiul cetățenilor, cât și în beneficiul zonei, deoarece aceste acorduri duc la o promovare intensă a frumoasei zone din clisura Dunării.